Ne aplecăm așa asupra subiectului Dinamo. E se o așează mai bine pe scaun după fără, cum observ. Fără exact. Ieșire. Situație fără ieșire. Pare. Dar deci, situație fără ieșire părea de un an de zile. Da, dar acum fără ieșire, știți cum e. Sau doi ani. Se îngustează. Bine, fără ieșire știi. La început am mai zis că e ieșire. Dar eu cred că ar trebui întrerupte episoadele astea, că sunt episoade care se succed inevitabil se termină. Cu același scenariu și cu același epilog. Eu cred că este momentul Dinamo să zică, domne, haideți să luăm o dată de la zero, că toată lumea poate se ferește de faptul că nu știu ce e la Dinamo și ce datorii ori fi și ce asta și nu se bagă nimeni. Hai să facem ceva, că nu poate să apară Dinamo așa cum apare acum. Nu poate. Gata, ajunge. A, s-a încercat să nu zic. Și un care, an, ce înseamnă de la zero pentru noastră? Să-și asume retrogradare? Păi sau? Rapidul cum a luat-o? Păi Rapidul a fost în faliment. Rapidul a chiar fost a luat-o din Liga 5-a. Păi ei dacă retrogradează, în ce situație sunt? Într-una în care nu știu ce lot mai au, într-una în care nu se mai bazează pe banii de televiziune. Tot în insolvență sunt. Tot în insolvență. Dar mai pot să funcționeze în Liga 2? Da. Da, pot. Au primit licență și de Liga 1. Păi eu știu că parcă domnul Badea așa a zis, că o lasă ca să rămână în Liga 1. A, spuneți apropo de însemne, de palmare și de... Da, da, așa e. Erau discuții, valabile corect, doar pentru Liga 1, aveți dreptate. Și atunci? Și atunci? Păi și atunci ăsta e motivul pentru care trag cu oricum dinții. Au făcut sondaj pentru schimbarea... Să facă altce... Cât păi, să mai stea pe... Și așa se vorbește despre proiectul din Liga... Cât a acum? A treia. A patra. A patra. A patra. CS. Adică să asistăm la un nou episod. Hai să lăsăm pe... Nu știu, Zi, Florin. Păi ce să zic, Dan? În primul rând, cred că s-a dărâmat așa mitul acesta al diferențelor de nivel fotbalistic, cel puțin în ultimii doi ani, că spuneam, domne, e diferență mare între Liga 1 și Liga 2. E, uite că nu mai e diferență așa mare, se pare. Și am văzut două echipe, Chiajna și U Cluj din Liga 2, care au câștigat împotriva unor echipe bune, zic eu, de Liga 1. Și au câștigat... Nu chinuit, nu știu... E, 2-1 nu e... Da, da, au câștigat, au câștigat. Noi spuneam, domne, nicio echipă de Liga a doua nu prea are șansă în fața... Mioveniu a reușit prima oară, cu da. Hermaștat, după care... Deci, un pic a mai scăzut aici, nu cred că ne avantajează pe nimeni. E clar că și nivelul Ligii 1 a mai scăzut în ultimii 2-3 ani. Și uite că propune surprize. Cât despre Dinamo, sincer, am fost șocat așa de ce am văzut, pentru că e normal, nu mă așteptam. Am apreciat voința și ambiția cu care a jucat U Cluj și îi felicit pe această cale. Și Dinamo, sincer, are o misiune extrem de dificilă acum, Uretul, extrem de dificilă. E o presiune, ce a fost până acum, acum e, s-a triplat totul, e din toate părțile. Ce se întâmplă săptămâna asta, nu știu, ești antrenor la Dinamo? Ai fost jucător la Dinamo, ai fost antrenor. Ce se întâmplă la Săftica? Ce se poate întâmpla astfel încât echipa asta efectiv să se reinventeze și să evite... Poți să te reinventezi în 3-4 zile, Dani? Eu cred că nu poți să te reinventezi în 3-4 zile. Nu poți. Nu, există, eu cred că, Neanelu, e un blocaj aici, e ceva care nu funcționează. E ceva care nu funcționează. Din păcate, pentru clubul Dinamo, lucrurile nu se leagă și asta nu este din acest sezon, este deja, nu știu, cred că vorbim de această situație, Dane, de 5 ani cel puțin, 4-5 ani, cam așa, nu? Da, în care Dinamo 4-5 ani în care Dinamo a suferit din punctul ăsta de vedere, suporterii au ajutat 2-3 ani. Păi acum nu ca să te perii pe tine, dar ultima performanță a fost obținută de tine atunci când ați câștigat play-out-ul, că în comparație cu ce se întâmplă acum, aia a fost performanță să câștigi un play-out. Da, mulțumesc, dar nu e suficient. N-a fost suficient. Cei din club, acum care au mai rămas, domnul Zăvoleanu a avut o inițiativă de a suna foștii jucători de la Dinamo și de a-i chema la stadion.
la meciul de duminică, am înțeles când se joacă, m-am numărat și eu printre aceștia, am spus că în limitele în care îmi permite timpul, pentru că voi fi în cantonament cu echipa de miercuri, voi fi la stadion. Sper, nu știu, poate prezența. Oricum se anunță și o, sau încearcă o prezență record, nu? Biletele foarte dacă vor merge, va să ajute. Să ajute clubul, însă noi nu jucăm. Eu nu înțeleg, nu înțeleg pe CFR Cluj. Chiar pe Universitatea Cluj. Scuzați-mă. Obișnuit cu CFR-ul, vorbim toată ziua. De ce nu înțeleg? Păi, având ocazia să termine pe primul loc, să promoveze direct, într-un meci direct, și ratând-o, iată că reușește să facă un meci foarte bun. Adică pot să joace și la nivelul ăsta. Păi și da, când l-a avut Hermannstadt în față atunci și a jucat Hermannstadt mai bine. A jucat Hermannstadt mai bine, dar eu cred că dacă juca la nivelul ăsta... Ambele echipe, dacă le luăm la puricat, cred că au câte 75% dintre jucători cu experiență în Liga 1. Da. Și Cluj și Hermannstadt, și de-aia Dinamo are problemele pe care, sau a avut problemele pe care le-a avut. Mi-a întâlnit o echipă cu multă experiență. Și care se pare că i-a convenit să fie outsider, considerat. Mai motivată, mai, nu știu, mai croit așa pe obiectivul acesta. Așa mi s-a părut un meci ca joc. Ca joc. Și dacă îl dădea pe portar afară, ce se întâmplă? Da, nu vrem să ne gândim că... Da, nu. Pentru Dinamo, aici mă arbitraje dumneavoastră, știți mai bine. Dar tu nu știi, nu te pricep că... Păi la arbitraj? Te-ai mai dat și tu cu... Așa, pot să spun. N-a fost de roșu? Ăsta? Da. Nu știu cum se gestionează aici, dacă e de roșu sau nu. Într-adevăr, a ieșit inoportun. Inoportun. Restul, dumneavoastră știți. Dumneavoastră știți. Doamne, dacă e, uite, te-am verificat acum. Să te aplum, te bagi. Unde vreodată că te bagi? Bine. Mă mai bag. Bine, l-ați notat, Păi da, păi de ce l-a provocat? Dacă are forța să spună, doamne. Ei, nu știi de ce, că nu îi ajutăm. Cu asta nu-i ajuți. Cât timp le punem palma în față, nu-i ajutăm. Trebuie să le spunem realitatea, ca să învețe că așa ceva nu se face. El știe sigur că a comis o eroare. Credeți că nu știe? Păi una e eroare și una e să faci ceea ce ai făcut tu, care într-un meci de ăsta te putea costa deja. Da, e adevărat. N-a fost, se putea da și roșu, într-adevăr, însă e un portar... E un portar tânăr pe care trebuie să-l ajutăm. A făcut și meciuri foarte bune la Dinamo. Dar tânăr cu asta l-ajut, îți repet, spunându-i adevărul în față. Îl iei la lot? Nu poate. Că nu mai e suspens, nu la masă. Nu mai e eligibil. Altfel era un portar pe care eu l-am îndrăgit. L-am antrenat. Bine, l-ai anunțat, lotul? Mâine. Păi aia l-am înțeles. La emisiune, voi. Stai să-ți dau foaia de anunță, să dau foaia. Păi aia e bună de aici. Știi pe din afară. Să acum ăla nu o să găsești niciodată foaia. Cu șicătorii. E bun. Nu știi pe din afară? Normal că știu. În mare, dar se mai poate întâmpla. Dar Reșilie merge la sub 19, nu? Se mai pot întâmpla, da. Păi, am spus asta. Asta ai spus. Au prioritate, merg la un turneu final, da, e normal. Mm-hmm. Să fie acest... Îmi place copilul ăla mult. Să fie acest... Vreo surpriză? Măcar un nume, ne zici, nu? Nume surpriză? Da. Păi, nume surpriză? Nu sunt mari surprize. Un nume nesurpriză. Da. Deci, au fost. Spune unul care nu a mai fost până acum. Sau toți au fost? Toți au fost. Da? Deci nu e niciun debutant. Momentan nu. Până mâine mai pot interveni în funcție de ce se mai întâmplă. Drăgușin azi. E la tine? Nu mai să nu le spun rău. Nu, nimic. Drăgușin. Da. Asta dar ne-a spus Drăgușin că da. Pe Drăgușin ne-a spus că nici. Da? Da. Da, nu am fost. A, n-ai fost la emisiune. Nu, îl ia pe Drăgușin. A spus. Dar altceva nu vrea să ne spun. Dar e de când e anunțat? Tot mâine? Zine pe ai lui Edi, măcar. Nu i-am văzut pe toți. Hai, să-l ascultăm pe Lucian. Să ne-a cărămâni, lasă-l. Mă dă cu apă, adică